Senatorul social-democrat Siminica Mira este prima femeie din Olt care a acces în Camera Superioară a Parlamentului. Absolventa Facultății de Management Agroturistic, aceasta s-a remarcat înainte de a intra în politică în mediul privat ca administrator al firmelor deținute de familia sa, în care muncesc sute de olteni. În cariera politică a debutat în 2008 când a fost aleasă consilier local în comuna Crâmpoia, unde avea domiciliu. Încet, cu pași mărunți, i-a ocupat pe rând diverse funcții, culminând în urmă cu 4 ani cu obținerea funcției de senator. Deși aflată la primul mandat de demnitar, Siminica Mira a dezlușit repede meandrele politicii înalte și modalitățile de a obține sprijinul colegilor parlamentari, indiferent de culoarea politică, pentru inițiativele sale legislative. Izvorâte din nevoile oamenilor, multe din inițiativele Siminicăi Mira au devenit legi și contribuie acum la siguranța și bunăstarea celor care i-au acordat votul. Cea mai cunoscută inițiativa sa privește amplasarea de separatoare de sens pe drumurile naționale și europene, cu risc ridicat de producerea accidentelor. Aproape la fel de cunoscută este și inițiativa doamnei senator cu privire la amplasarea de bariere la toate trecerile de nivel cu cale ferată. Demnitarul oltean vrea să continue munca în Senat și să contribuie la implementarea programului de guvernare propus românilor de PSD, convinsă că acesta conduce la creșterea nivelului de trai al românilor. Siminica Mira ocupă poziția a doua pe lista PSD Olt pentru Senatul României. Toți cei care cred în munca sa sunt invitați ca pe 6 decembrie să se prezinte la urne și să pună ștampila pe poziția 5 a buletinului de vot.